Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la principalul program informativ al țării. Iată titlurile ediției. În prag de sezon rece vom avea facturi fierbinți la gaze. Autoritățile au stabilit un preț istoric pentru un metru cu peste 11 lei cu TVA inclus. Ar mai fi o speranță, deși aproape infimă. Tariful este unul provizoriu, doar pentru luna noiembrie. Până atunci, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va stabili prețul final, pe care urmează să-l plătim în următoarea perioadă. Guvernul a încercat cumva să amortizeze anunțul șoc prin promisiuni de compensare a costului exploziv. Aflați în ediție când vor fi anunțate categoriile de beneficii. Să vedem acum și alte evenimente ale zilei. COVID-19 a devenit cu mult mai agresiv în ultimele săptămâni, o spun medicii, cu precizarea că perioada de tratament este de mai lungă durată și mai costisitoare. Jurnalista Sabina Hirianov ne spune în ediție câți bani sunt necesari pentru a scoate un pacient din ghearele bolii în funcție de gravitatea acesteia. Autoritățile capitale angajează asistenți parentale, o profesie mai puțin cunoscută la noi, dar absolut necesară acum când centrele de plasament abia de mai fac față copiilor rămași fără ocrotire și sunt înlocuite de case de tip familial. Primăria Capitalei, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei, a lansat și o campanie pentru a sensibiliza moldovenii cu suflet mare să îngrijească de cei mici și neajutorați. Așadar, vom plăti un tarif de peste două ori mai mare pentru gazele naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi tariful de 10 lei și 26 de bani pentru un metru cub de gaze solicitat de ANRE. Cu TVA-ul inclus de 8%, în factură, prețul pentru consumatorii casnici va fi de 11 lei și 8 bani. Acesta însă este provizoriu, iar până la sfârșitul acestei luni, ANRE trebuie să aprobe un tarif final. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, tariful de 10 lei și 26 de bani este provizoriu, iar ANRE nu a examinat, ci doar a luat act de calculele prezentate de Moldova Gaz. Noul tarif este de peste două ori mai mare decât cel de până acum, care era de 4 lei și 20 de bani. Acesta intră în vigoare din data de 1 noiembrie, pentru că așa a decis Comisia Situației Excepționale, susține directorul ANRE Ștefan Creangă. Comisia Situației Excepționale, având obligația de a achita pentru luna noiembrie integral consumul de gaze naturale și a luat această decizie privind intrarea în vigoare a tarifelor de la 1 noiembrie. Respectiv, ANRE-ul nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorie pentru situații excepționale. Potrivit deciziei Comisiei Situații Excepționale, până la sfârșitul lunii, ANRE trebuie să facă calculele necesare și să aprobe tariful final. Acesta este un tarif provizoriu. Da. Următorul tarif ar urma să fie peste 10,26 sau sub. Categoric nu sunt de acord că va fi mai mare de 10. Ștefan Creangă a explicat că în tariful provizoriu pentru luna noiembrie sunt incluse devieri financiare ale Moldova Gaz în sumă de aproape 1,5 miliarde de lei. Acestea s-au format după ce în primul trimestru al anului furnizorul a plătit pentru gazele naturale un preț mediu de 124 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În al doilea trimestru însă prețul a crescut până la 541 de dolari. Ceea ce a făcut la moment Moldova Gaz a venit cu o abordare, din punctul meu de vedere, foarte profesională și corectă, prin care a extins recuperarea devierilor tarifare pentru 14 luni. În cazul în care devierile tarifare, acestea, care le avem noi, 1,3 miliarde și plus 197 milioane, le includeam pe tariful doar 2021, eu vă asigur că prețul urma să fie sub 13.000 de lei. Anterior, unii experți economici au declarat că pentru a diminua impactul scumpirilor, tariful trebuie să crească etapizat. Aceasta tot este o abordare creștinească, dar nu o economic-profesionistă. Dacă vorbim sub aspect metodologic, noi nu avem dreptul să facem etapizat, sub nicio formă. Dar, din punct de vedere social, este o abordare corectă. Odată cu scumpirea gazelor, au crescut de peste două ori și tarifele achitate de agenții economici. Astfel, aceștia vor plăti 8 lei și 64 de bani pentru un metru cub de gaze. Din această cauză ar putea crește și tarifele pentru încălzirea centralizată. Conducerea termoelectrică ne-a declarat că urmează să anunțe în timpul apropiat dacă va solicita un tarif mai mare. În prezent, o gigacalorie costă 1120 de lei.
Vestea că vor trebui să achite 11 lei și 8 bani pentru un metru cub de gaze chiar din această lună i-a speriat pe moldoveni. Oamenii spun că nu vor face față cheltuielilor și vor fi nevoiți să facă economii fără precedent. Consumatorii speră că vor fi totuși ajutați de guvern să achite facturile. La rândul lor, autoritățile susțin că vor anunța miercuri cum va fi compensată creșterea tarifului și cine va beneficia de aceasta. Oamenii se gândesc cu groază cum vor face față sumelor ce vor trebui achitate pentru întreținere. Я думаю, что тяжесть будет для всех. Для всех и не причём не такая, что один человек в семье будет работать на отопление, а второй человек будет работать на еду, на содержание детей. Не очень легко будет. Если они не придумают какую-то компенсацию, нам будет очень тяжело. Я заплатяски сандушку гаврилицы, как они спуни, я говорю, а что ну что фаши? Iau lefi bune, salarii mari, pensii mari, business-uri, dar oamenii de rând, vai de capul lor, nu mă spun așa că rușul jinoveț, lași vă rușul jinoveț, dar trebuie să faci contract, sport frumos cu tăți și cu rusul și cu americanul și cu neamțul. Și ar să îngheță lumea, mult ar să îngheță. Eu sunt de acord, scumpească. Salariul să am măcar 2.000 jumate de dolari, dar nu cu 3.000, 5.000 care lucrez la Universitatea Agrară. Dacă gazul scunchit, lumina scunchește numai decât căldura. Tăcerea scunghește. Vor să compenseze, la pensionat trebuie să compenseze, dar la restul de mâncare, cum pe venituri, fiecare venitul lui. Dar și mai greu, dar au mărit și pensiile la oameni. Guvernul urmează să anunțe miercuri într-o conferință de presă cum va fi compensată creșterea facturilor pentru gaze. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Muncii, Diana Blanaru, a precizat că în acest proces sunt implicate mai multe autorități publice centrale. Președinția a refuzat să comenteze tariful provizoriu stabilit de ANRE. Serviciul de presă al președinției ne-a redirecționat către guvern. Recent, Confederația Națională a Sindicatelor a solicitat guvernului să oferă soluții pentru criza energetică. Într-o declarație depusă la executiv, sindicaliștii au anunțat că în cazul creșterii tarifului pentru gaze, moldovenii cu venituri mici nu-și vor putea achita facturile la timp. Opoziția a cerut să fie compensate cheltuielile pentru consumatori, indiferent de veniturile pe care le au. Blocul comuniștilor și socialiștilor a înregistrat un proiect de lege în Parlament care prevede ca oamenii care au un consum lunar de până la 100 de metri cubi să achită conform tarifului vechi, iar diferența să fie compensată de stat. Desigur că asta poate fi o explozie în lanț a prețurilor și o explozie în lanț a problemelor cu care se confruntă cetățenii atunci când vor primi facturile pentru termenul de la 1 noiembrie. Noi înțelegem cu toții că pe lângă această măsură trebuie să fie mai multe măsuri și pentru domeniul industrial. Anterior și partidul Șor a înregistrat un proiect de lege în Parlament care prevedea compensații pentru creșterea tarifului, dar nu a fost inclus pe ordinea de zi. Ilan Șor a făcut un apel repetat în care cere guvernului să compenseze diferența dintre tariful vechi și cel care va fi aplicat din 1 noiembrie pentru toate categoriile de cetățeni, indiferent de veniturile pe care le au. Șor a propus și primarilor să examineze posibilitatea de a-i ajuta pe oameni. Politicianul atenționează că țara se îndreaptă către o criză umanitară, ca urmare a creșterii fără precedent a prețurilor. Încă un medic de familie, de această dată de la Centrul de Sănătate Stăuceni, a fost reținut în dosarul privind eliberarea certificatelor false de vaccinare. Detalii la Primele Știri. Majorarea tarifului pentru gazele naturale va provoca scumpiri în lanț și va duce la creșterea semnificativă a inflației. Avertizarea vine din partea experților economici care anticipează inclusiv creșterea tarifului pentru energie electrică. Aceștia atenționează că cel mai mult vor avea de suferit familiile social vulnerabile care nu vor putea să-și achite facturile. Expertul economic Veaceslav Ioniță consideră că majorarea tarifului pentru gazele naturale până la 10 lei și 26 de bani este justificată. Mai mult, acesta afirmă că tariful ar mai putea crește. Noi îl procurăm cu 4 lei și 20. Evident că Moldova Gaz nu poate livra gazul acest preț. Ei când au solicitat 10 lei și 26, în principiu, să nu cont de aceste majorări. Spre sfârșitul trimestrului întâi, adică spre sfârșitul iernii, probabil că va mai fi nevoie de majorare. Și țineți cont, noi vorbim aceasta de preț, fără a ține cont de obligația care și-a luat Moldova
după ce va audita datoriile, să introducem aceste datorii în tarif. Deci... Cert este că după majorarea tarifului pentru gazele naturale se vor scumpi și majoritatea serviciilor, dar și produsele alimentare, afirmă Ioniță. Vom avea nefericită ocazie să iarăși ne aducem aminte de inflație de două cifre. Deci vom avea o inflație după mine destul de mare și care va lovi în mod special în pătrul social vulnerabil. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie din Moldova, Nicolae Mogoreanu, afirmă că în prezent furnizorul de energie electrică are toate premizele pentru a solicita majorarea tarifului. 70% este costul gazelor în tarif. 30% costul servicii. Majorarea tarifelor nu va fi chiar de două ori, va fi puțin mai mică decât două ori. Mogoreanu crede că unele întreprinderi orientate spre export, care funcționează pe bază de energie electrică, nu vor mai fi competitive pe piața internațională și ar putea falimenta. Eu vă dau un exemplu. Fabrica de sticle. O fabrică care produce sticle care este ambalat. Vinul, conservele, subiectele de export a Moldovei. Fabrica lucrează foarte bine, lucrează la limita prețurilor. Dacă gazele se vor scumpi de două ori, să admitem, și energia electrică se va scumpi de două ori... De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul emisiunii Prime Time de la Prime că energia electrică nu se va scumpi, cel puțin până la primăvară. În cazul electricității, curentul electric, noi avem contract cu furnizorul până la 31 martie anul viitor. Până atunci garantat, deci plătim același preț. Până atunci nu vedem motive pentru ca ei să vină la Andrei și să solicite revizuirea tarifului. Mm-hmm. Deci este stabilit prețul, condițiile contractului scrie că până la 31 martie, deci să fie amabil și drăguț să respecte aceste prevederi ale contractului. Încă 49 de moldoveni au fost răpuși marți de COVID-19. Victimele au între 52 și 95 de ani, astfel bilanțul deceselor de la declanșarea pandemiei se ridică la 8.193. Totodată au fost confirmate 1.483 de cazuri noi de infectare, după procesarea 8.432 de teste. Printre bolnavi se numără 29 de angajați ai instituțiilor medicale. Potrivit Ministerului Sănătății, în spitale sunt internați 2.515 pacienți, dintre care 213 se află în stare extrem de gravă, iar 32 sunt intubați. Pe parcursul zilei de marți, 1.378 de persoane s-au vindecat de COVID-19. Între 2.500 de lei și 10.000 de lei, atât costă tratamentul zilnic a unui pacient internat cu COVID-19 în secția de terapie intensivă. Medicii susțin că virusul a devenit mai agresiv în ultimele două săptămâni, iar perioada de tratament este de mai lungă durată și mai costisitoare. Ministrul Sănătății declară că aceste costuri enorme sunt nejustificate și că sumele ar putea fi reduse esențial dacă populația și-ar administra serul anticovid, care a fost cel mai scump tratament anticovid administrat până acum în spitalele din Moldova, a aflat jurnalista Sabina Hirianov. Costurile numai pe medicamente la această pacientă pe zi, doar pe medicamente, se ridică la 2.500 de lei. Doar pe medicamente. Dar în afară de aceasta mai există monitoringul de laborator, care este foarte scump. În afară de aceasta mai există alimentarea pacienții cu hrană medicinală. Tratamentul total al acestei paciente în vârstă de 67 de ani, care este intubată a doua oară în această săptămână în secția de terapie intensivă cu profil COVID de la Spitalul Sfânta Treime, ajunge în total să coste aproape 5.000 de lei pe zi. Pacienta are și probleme cardiace, din care cauză suntem nevoiți pentru ca pacienta să reziste această respirație artificială, să fie la perfuzie de nitro, așa, deci vedeți că pacienta se alimentează intravenos. Mai avem preparate care îmbunătățesc circulația sângelui, care previn trombotizarea. Dotarea cu echipamentul necesar al unui loc pentru terapie intensivă depășește suma de 1 milion de lei. Doar ecranul de monitorizare a stării pacientului costă 600.000 de lei. Există aparatele, dar mai există și consumabile. Și aceste consumabile, ele sunt foarte, foarte costisitoare. Ele se schimbă practic zilnic pentru a contracara infecția multifactorial rezistentă. Personalul medical de la ATI are de făcut față mai multor provocări. Angajații de aici trebuie
să întoarcă de câteva ori pe zi până la 10 pacienți intubați în diferite poziții pentru a le spori oxigenarea organismului. Majoritatea sunt obezi. Cât mai mult pacienții se află la respirație artificială, cu atât mai mare pericolul de instituire infecții multifactorial rezistente. Și atunci avem nevoie de antibiotici mult mai costisitoare. Iar consumul de oxigen a crescut de câteva ori în secția de terapie intensivă, după ce conducerea a introdus o metodă nouă de respirație asistată. Acest pacient se află în prezent la respirație spontană, dar la flux înalt de oxigen. Deci, vedeți, 50 de litri de oxigen, barbotat cu oxigen 90%, el primește fiecare minută. Deci acest oxigen, această metodă ne permite ca să anticipăm această intubare. Prin urmare, costul tratamentului într-o secție de terapie intensivă din capitală variază între 2500 de lei și 10.000 de lei pe zi pentru un singur pacient. Însă cel mai costisitor tratament al unui bolnav de COVID-19 din ATI s-a înregistrat acum jumătate de an la Institutul de Medicină Urgentă. Pentru a-i salva organele vitale unui tânăr, medicii i-au administrat un tratament de 40.000 de lei pe zi, timp de câteva zile. La care s-au făcut 3 sau 4 proceduri de hemodiafiltrație continuă, pentru că el a intrat într-o leziune renală acută, iar costul unei astfel de proceduri, per procedură, ajunge la 40.000 de lei. Anterior, Ministerul Sănătății a declarat că până acum s-au cheltuit peste 2 miliarde de lei pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. Ministrul Sănătății s-a arătat indignat de aceste cheltuieli. Alena Merencu a declarat că dacă oamenii ar opta pentru vaccin, al cărui cost este de 7 dolari și care, potrivit oficialului, salvează în proporție de 90% de cazurile grave, atunci cheltuielile s-ar micșora esențial. Am redirecționat sute de milioane pe care am putut să le utilizăm pentru procurarea medicamentelor, pentru a aduce tehnologie, echipamente noi în țară, pentru a îmbunătăți infrastructura spitalelor, noi acum le-am cheltuit pentru a salva viețile oamenilor. Medicii din secțiile ATI spun că pacienții ajung în stare mult mai gravă decât acum 2 săptămâni. Explicația ar fi că în țara noastră ar face ravagii o tulpină mult mai agresivă a virusului, iar medicamentele prescrise de medicii de familie ar face mai mult rău decât bine. Din păcate, ceea ce observăm noi este faptul că pacienții în primele 7 zile de boală le se dă 3-4 antibacteriene, pentru că pacientul face febră, însă administrarea de antibacterian în primele 7 zile de boală, în primul rând, duce la o dezregulare în răspuns imun, adică în termeni populari de spus strică imunitatea, iar din păcate în COVID o imunitate corectă joacă cel mai important rol în evoluția clinică din mai departe. De la declanșarea pandemiei, în țara noastră s-au vindecat de COVID 325.991 de moldoveni, alți 8.144 au fost răpuși de virus. Șeful adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, reținut pentru îmbogățire ilicită, pleacă din izolatorul CNA-n arest la domiciliu pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de procurorul de caz Nadejda Busuioc, care ne-a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel. Aseară, Ruslan Popov a fost escortat din izolatorul CNA la centrul de triere de la Moldexpo, fiind suspectat că ar fi infectat cu COVID-19. El s-a aflat sub supraveghere până în această după-amiază. Avocatul acestuia, Igor Hlopetski, ne-a spus că Ruslan Popov acuză simptome specifice coronavirusului, printre care febră, dar și dureri în piept. El a fost supus ambelor teste, atât celui rapid, cât și PCR, care au ieșit negative. În data de 9 noiembrie, mascații de la SIS și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul lui Ruslan Popov din localitatea Milești Mici, raionul Ialoveni, dar și la biroul din incinta Procuraturii Generale. În urma acestora, Ruslan Popov a fost reținut. Un medic de familie de la Centrul de Sănătate Stăuceni a fost reținut în dosarul privind eliberarea certificatelor false de vaccinare, asta după ce ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat astăzi percheziții la Asociația Medicală Teritorială Rășcani și la Centrul de Sănătate Stăuceni. Medicul, dar și alți lucrători medicali sunt suspectați că ar fi eliberat certificate de imunizare fără a administra vaccinul. Medicul de la Centrul de Sănătate din Stăuceni a fost reținut în jurul orei 17. Momentul a fost surprins de echipa noastră de filmare. Puteți să ne oferiți un comentariu ce percheziții, ce persoane sunt vizate? De ce? Presul ce ne-a vă adresați?
Angajații Centrului de Sănătate nu au vrut să ofere comentarii. Nu știu, eu n-am văzut, nu știu, nu pot să vă spun nimic. Vreau să cunoaștem nimic, vă rog frumos, ne lăsați să ne facem lucrurile. Iar administrația Asociației Medicale Teritoriale Râșcani ne-a spus să trimitem o solicitare în scris. Lăsați solicitare să vă răspundă. Amintim că luni, trei persoane care ar fi organizat o schemă de vânzare a certificatelor de vaccinare emise ilegal fără imunizarea posesorului au fost reținute de CNA și Procurorii Anticorupție. Centrul Național Anticorupție a publicat niște înregistrări audio cu discuțiile dintre bănuiți. Dar n-ai cineva și ne vrea vaccină fără injecție? Nu, parcă nu până când. Dacă druga să ai cineva, mă suni, 270 euro. Asta prețul standard, dacă... Poți mai pui acolo, îți zici, în 300-320, faci tot acolo în 320 euro. Așa. Asta încă e, sunt în oraș de Amășier, 400-500. Suspecții sunt cercetați pentru trafic de influență și riscă până la 7 ani de detenție sau amendă de până la 200.000 de lei. Plouă cu pietre la guvern, disperat și turmentat de câteva pahare de alcool, un bărbat a decis să se răfuiască cu miniștrii. Cum s-a încheiat isprava nesăbuită, aflați în câteva clipe la primele știri. Au rămas mai puțin de două săptămâni până la alegerile din Bălți. Funcția de primar a orașului a devenit vacantă după ce Renato Usate și-a dat demisia. În cursa electorală au fost înregistrați 11 candidați, printre care doi deputați, un fost parlamentar și un viceprimar al municipiului Bălți. Candidatul PAS, deputatul Boris Marcoci, s-a lansat în campania electorală cu sloganul Bălți merită mai mult. El promite să repare drumurile din oraș, să modernizeze sistemele de apeduct și canalizare și să construiască o fabrică de prelucrare a deșeurilor. Bunăstarea unui oraș se măsoară nu în lozinci și slogane, ci în curățenie, în drumuri bune, în drumuri iluminate. Și desigur, în locuri de parcare și zone de agrement. Cu Doamne ajută! Activistul civic Maxim Burduja este susținut de Partidul Unității Naționale. El are trei soluții pentru a schimba viața oamenilor din Bălți. Una dintre ele ar fi un sistem de transformare a deșeurilor în energie electrică sau termică. Oamenii din acest oraș, dacă nu mor de foame, din cauza tarifelor mari, mor de frig. La Buzău, din 2019, instalația asta a scăzut prețul pe un gigacalorie la 287 de lei și noi în oraș plătim 1220 și nu avem combustibil, că gaz nu avem. Pe când ducem gunoiul nostru, care este o sursă enormă de energie, ducem și o ardem la poligon și o trăjim totul în jur la 20 de kilometri. Candidatul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor este fostul deputat Alexandru Nesterovski. Acesta le promite vârstnicilor un trai decent și locuri de muncă pentru tinerii din oraș. В нашем городе должны быть и будут хорошие дороги, будут рабочие места для молодежи, IT-парки, восстановим промышленность. Наши пенсионеры достойны уважения и любви, они достойны уважаемой старости в нашем городе. Viceprimarul de Bălți, Nicolae Grigorișin, participă la alegeri în calitate de candidat independent. Deși este la primărie de 6 ani, funcționarul promite să realizeze ceea ce nu a fost făcut în ultimii 30 de ani. De ce я иду в примары? Для того, чтобы продолжить все те добрые дела, конкретные дела, которые мы начали в 2015 году. Это ремонт внутриквартальных дорог, ремонт магистральных дорог, строительство тротуаров, строительство канализации, ремонт школ и детских садов, которые не получали должного внимания последние 30 лет. Planuri mari pentru Bălți are și candidatul Partidului Șor, deputatul Marina Tauber. Ea promite să repare toate străzile, să reconstruiască aeroportul din oraș, să creeze o întreprindere municipală de construcție a drumurilor, care va permite reducerea costurilor cu 30%. Прямо сразу же после выборов
одним из первых проектов, которые хотелось бы запустить и о котором хочется поговорить, это нефтеперерабатывающий завод. Сразу же после выборов готова вылетать на переговоры, потому что считаю, что это поможет нам и создать рабочие места, и, конечно же, удешевить топливо. La fotoliul de primar al municipiului Bălți mai pretind Ion Straciuc de la partidul Acasă Construim Europa, liberalul Ion Tulburi, Nicolae Chirilciuc susținut de Patrioții Moldovei, Fiodor Ghelici de la partidul Oamenilor Muncii, Daria Fiodorova din partea partidului Ai Noștri și Vladimir Dache din partea formațiunii Noi. A vrut să se înscrie în cursa electorală și fostul deputat al platformei Demnitate și Adevăr, Arina Spătaru, însă ea nu a reușit să adune numărul necesar de semnături și a îndemnat alegătorii să boicoteze scrutinul în semn de protest. Alegerile vor avea loc în data de 21 noiembrie. Deputatul Ilan Șor a rămas fără acte de identitate, asta după ce Agenția Servicii Publice a efectuat verificări în baza sesizării Procuraturii Anticorupție privind respectarea procedurilor de eliberare a actelor de identitate. S-a stabilit că atât pașaportul emis în anul 2010, cât și buletinul din 2012 au fost perfectate și eliberate cu încălcarea legislației, fiind întocmite în lipsa lui Ilan Șor. Imaginea facială, datele personale și semnătura lui Ilan Șor au fost folosite din resurse informaționale ale Registrului de stat al populației, pe baza unui act perfectat în anul 2009. Actele de identitate au fost înmânate unor persoane terțe, contrar prevederilor legale. Ca urmare a controalelor efectuate, șeful Agenției Servicii Publice a anunțat că buletinul și pașaportul au fost declarate nule. Avocatul deputatului Ilan Șor, Aureliu Colencu, ne-a comunicat că se va adresa Procuraturii Generale și va merge în instanță pentru recuperarea actelor, deoarece nu s-ar fi comis nicio ilegalitate. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Șor se consideră nevinovat. El a părăsit Republica Moldova în luna iunie 2019 și de atunci este dat în căutare internațională. Consiliul Superior al Magistraturii a dat undă verde pentru efectuarea unor percheziții în privința unui judecător la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu, potrivit unor surse din cadrul sistemului judecătoresc. Este vorba despre magistratul judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Râșcan, Tatiana Vasiloae, suspectată de îmbogățire ilicită. Decizia a fost luată în această dimineață la ședința CSM. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel într-un interval de 30 de zile. Solicitată telefonic, șeful Procuraturii Anticorupție, Elena Kazakov, ne-a confirmat că vor fi efectuate cercetări penale. Magistratul din cadrul judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Râșcani a ajuns în atenția presei după ce Autoritatea Națională de Integritate a stabilit o diferență nejustificată de peste 1,3 milioane de lei dintre averea și veniturile judecătorului. Ca urmare, în luna iulie acestui an, Procuratura Anticorupție a intentat o cauză penală pentru îmbogățire ilicită pe numele judecătorului Tatiana Vasiloae. Solicitat telefonic pentru o reacție cu privire la percheziții, șeful judecătoriei Chișinău cu sediul la Râșcani, Corneliu Guzun, ne-a declarat că este la curent doar cu informațiile apărute în presă, pe care a refuzat să le comenteze și nu ne-a oferit nici datele de contact ale judecătorului vizat. Tatiana Vasiloae ocupă funcția de judecător din anul 2012. Ea și-a început activitatea la judecătoria Căușeni. Potrivit codului penal, îmbogățirea ilicită săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică se pedepsește cu o amendă de până la jumătate de milion de lei sau până la 15 ani de pușcărie. De asemenea, se privează de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Cad pietre în capul guvernanților. De această dată, la propriu, un cetățean nemulțumit a decis să se răzbune pe miniștri. Bărbatul de 44 de ani a adunat de pe jos două pietre și le-a aruncat în direcția clădirii executivului. Jurnalistul Prime Irina Boțu este acum la guvern și ne oferă mai multe detalii. Irina, bună seara! Cum s-a produs incidentul? Bună seara, Alex! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bărbatul, originar din raionul Ialoveni, ar fi luat două pietre și le-ar fi aruncat în această ușă a clădirii guvernului. Incidentul s-a produs astăzi la ora 13. Potrivit poliției, făptașul era în stare de ebrietate. Deocamdată nu se cunoaște ce l-ar fi făcut pe bărbatul de 44 de ani să recurgă la acest gest. Deși nu au fost înregistrate prejudicii, pentru fapta comisă acesta riscă
o amendă de până la 2100 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de până la 120 de ore. Acesta este cercetat pentru huliganism și pentru apariția în stare de ebrietate în locurile publice. Amintim că la mijlocul lunii iulie, un alt bărbat de 37 de ani a spart un geam al clădirii guvernului. Acesta a menționat că a recurs la acest gest pentru că a vrut să se întoarcă înapoi la închisoare. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Irina! Studenți la zi și traficanți în timpul liber. Doi tineri din capital au fost plasați în arest preventiv pentru trafic de droguri. Unul dintre suspecți este fiul rectorului unei universități din Moldova. Detalii la Primele Știri. Imagini de groază în statul Niger. 25 de copii au ars de vii în sălile de clasă improvizate în colibe de paie care au luat foc. Autoritățile capitalei angajează asistenți parentali. Este o profesie mai puțin cunoscută la noi, dar absolut necesară acum când centrele de plasament abiade mai fac față copiilor rămași fără ocrotire și sunt înlocuite de case de tip familial. Primăria Capitalei, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei, a lansat și o campanie pentru a sensibiliza moldovenii cu suflet mare să îngrijească de cei mici și neajutorați. Un copil singur are nevoie de o familie care să-i coloreze visele, să-i ofere dragoste, afecțiune și siguranță. Acestea, dar și alte informații urmează după o scurtă pauză. Primele știri continuă. Doi studenți din capital au fost plasați în arest preventiv pentru trafic de droguri. Decizia a fost luată ieri de magistrații oficiului Ciocana judecătoriei Chișinău, care au admis parțial demersul procurorilor. Potrivit pe CECOPS, cei doi studenți făceau parte dintr-un grup criminal. Este vorba despre o fată și un băiat de 19 ani, acesta fiind feciorul rectorului Universității de Educație Fizică și Sport, Veaceslav Manolachi. Contactat de postul nostru de televiziune, Manolachi a confirmat că tânărul reținut este fiul său, dar a precizat că ei nu locuiesc în aceeași casă și că nu știe dacă feciorul său este implicat în activități ilegale. El este fiul meu, dar trăiește cu mama. Mama, noi cu mama nu trăim, fosta soția mea. Mă doare sufletul și toate chestii. Eu n-am fost implicat în nimic, nu știu, nu cunosc tot ce se întâmplă. El are 19 ani, e copil. El stă și plânge acolo ca un copil. Se vede că o numerit, dacă o numerit în chestia asta, s-o făcut chestia, este o numerit sub influență cu Eva. Rectorul USEF, Veaceslav Manolachi, a negat că în căminele studenților au fost efectuate percheziții. Au făcut percheziție la soția acasă, în căminul, dar nu cămin studențesc. Asta e căminul profesorilor care a fost privatizat în 2007. Deci n-are nicio treabă cu Universitatea de Educație Fizică. Am încercat să aflăm de la procurorii de caz unde învață cei doi tineri arestați, dar nu ni s-a oferit acest detaliu. PCCOX a anunțat că un student a primit 20 de zile de arest preventiv, el al doilea 30 de zile la domiciliu. Investigațiile vor continua pentru a elucida circumstanțele cauzei penale. Numire cu scandal la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, a fost angajată în funcția de șef al unei subdiviziuni a instituției, iar la o săptămână ordinul de angajare a fost anulat la solicitarea Ministerului Sănătății. Asta după ce mai mulți deputați PAS s-au arătat nemulțumiți de faptul că Buliga a fost angajată fără concurs. Solicitată de postul nostru de televiziune, Valentina Buliga a precizat că tot ceea ce s-a întâmplat reprezintă o luptă a guvernării cu reprezentanții fostei puteri și că ea și-a depus cererea de demisie înainte ca ordinul să fie anulat. Angajarea Valentinei Buliga la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească i-a nemulțumit pe deputații PAS Dan Perciun și Radu Marian. Aceștia au scris pe Facebook că Buliga a fost angajată fără concurs și că acest lucru nu va rămâne așa pentru mult timp. De cealaltă parte, Valentina Buliga afirmă că funcția în care a fost numită era vacantă și că a primit-o după ce și-a depus dosarul. Buliga spune că angajarea i-a fost perfect legală și că cererea Ministerului Sănătății de a anula ordinul este o răzbunare politică. Un demers și o solicitare care nu se încadrează absolut nici într-o buche a legii, doar în lupta cu foștii.
Asta pot să constat eu, că alte temei nu există. Nu am încălcat nicio normă, am muncit onest și la toate funcțiile care am fost și eu vreau ca acest centru să muncească în continuare și să facă față și solicitărilor, și chemărilor, și sarcinilor care le stau. Ministerul Sănătății a confirmat că angajarea Valentinei Buliga la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost făcută fără organizarea unui concurs. Șeful instituției, Boris Golovin, a declarat că acest lucru nu s-a făcut intenționat. El a menționat că nu a știut despre faptul că trebuia de organizat un concurs pentru că a fost indus în eroare de alți colegi. Anterior, Valentina Buliga a fost deputat al Partidului Democrat din Moldova, iar în perioada 2009-2015 a ocupat funcția de ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În anii 2018-2019, Buliga a fost șefa Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Un individ a fost surprins de camerele instalate la pretura sectorului Buiucan în timp ce a descărcat ilegal gunoiul dintr-un microbuz. Ce risc acesta, vă spunem la primele știri. 10 de copii din capitală așteaptă să fie luați în îngrijire de un asistent parental care le-ar putea oferi un cămin. Autoritățile locale menționează că actualmente în capitală sunt doar 33 de specialiști din 50 cât ar fi necesar. Pentru a completa deficitul de asistenți parentali, Primăria Capitalei, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei, a lansat campania Colorează viața unui copil. Devin un asistent parental profesionist. Un copil singur are nevoie de o familie care să-i coloreze visele, să-i ofere dragoste, afecțiune și siguranță. La moment, în serviciu în municipiu, avem angajați 33 de asistenți parentali profesioniști, în familiile cărora avem plasați 36 de copii. Timp de 16 ani, în casa Elenei Reileană și-au găsit refugiu 14 copii. Chiar dacă nu este ușor, iar banii acordați de stat sunt puțin, femeia se mândrește că poate oferi dragoste și afecțiune copiilor fără părinți. Se întâmplă că copilul este cu dificultăți, ba este o leacă bolnăvicios, ba alergie, că e copil, e străin, deprinderile sunt diferite, dar dacă vine în familie și familia, eu știu, consider că dacă familia e cald și e binevenită, bine, atunci repede se deprind. Elena spune că ține legătura cu toți copiii de care a avut grijă. Mă bucur tare de copiii care i-am crescut. Am căsătorită, prima fetiță care a fost căsătorită, două fetiți avem la Italia. Ținem contact, ne sunăm. Salariul unui asistent parental variază între 2.800 și 5.600 de lei. Potrivit autorităților locale, suma este prea mică pentru a-i convinge pe cei interesați să ia în îngrijire un copil străin. Noi mizăm pe suportul autorităților centrale că să fie revăzută acea lege a salarizării pentru ca să putem să avem cât mai mulți asistenți parentali dacă va fi salariul mai majorat. Numărul total în serviciu este de 50 de unități, deficitul este de 17 asistenți parentali profesioniști. Sună la 0227-8960 sau 0779-708056. Serviciul asistenților parentali profesioniști a fost înființat în capitală în 2000. În toți acești ani, 216 copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani au fost plasați temporar în familii. În prezent, la centrele de plasament din evidența Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului se află 124 de copii care așteaptă să fie luați în îngrijire. A ajuns vedetă pe internet după ce a aruncat saci cu moluz lângă o platformă pentru deșeuri menajere. Un locuitor al capitalei a fost surprins de camerele instalate de pretura sectorului Buiucan în timp ce a descărcat gunoiul dintr-un microbuz și l-a depozitat ilegal. Acum, eroul filmulețului riscă să fie amendat. Pretorul Vadim Brânzaniuc declară că autoritățile vor instala camere la toate platformele de gunoi din sector pentru a responsabiliza cetățenii. Din filmuleț se vede cum bărbatul descarcă dintr-un microbuz saci cu deșeuri din construcții și îi lasă în apropierea platformei de gunoi. Locuitorii din zonă spun că deseori se confruntă cu astfel de probleme. Свиньи просто по-другому назвать невозможно. Ну как так можно? Есть же мусорные баки. Есть специализированные службы, которые вывозят. Я понимаю, людям хочется сэкономить денег,
Но так нельзя. Это в первую очередь здоровье и наше, и окружающих. Нехорошо поступают. И не только здесь, они и тут бросают, понимаете. Ну, что будешь делать? Возле каждого не поставишь охранника. Угу. Вот. Но вообще, конечно, это неприятно. Особенно тех, кто тут живут. Ну, это их проблемы, мне кажется. Они должны... Есть специальные фирмы, которые забирают строительный мусор. Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, ne-a spus că la toate platformele de gunoi din sector vor fi instalate camere de supraveghere pentru a responsabiliza cetățenii, iar cei care vor fi surprinși că încalcă regulile vor fi amendați. Am propus la instalarea la toate platformele de gunoi, instalarea cel puțin câte două camere video, ori din toate observațiile noastre, ce se întâmplă? Avem o situație când avem platforma de gunoi, iar în preajmă, practic zilnic, mai avem încă o gunoiște stihinică neautorizată, care e formată de materiale, de construcții, toate resturile vegetale. Am încercat să aflăm de la șeful Direcției Locativ Comunale Ion Burdiu-Mov dacă proiectul privind instalarea camerelor de supraveghere la platformele de gunoi va fi implementat în toate sectoarele din Chișinău. Acesta ne-a spus că direcția analizează deocamdată această propunere. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii s-au autosesizat în acest caz. Deocamdată, bărbatul din imagini nu a fost identificat. Acesta riscă până la 1500 de lei amendă sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Punem punct aici ediției. La Prime urmează sport și serialul Împărăteasa Ki. Imaginea zilei vine din capitala Norvegiei. Orașul Oslo a fost scăldat în lumini în cadrul unui festival tradițional pe un fundal de muzică de operă. O seară liniștită vă dorim!